Cuvântul Domnului pentru mesajul în limba română în seara aceasta este din Cartea Profetului Ieremia, capitolul 11, versetul 6. Ieremia 11, cu 6. Și cuvântul Domnului aici spune în felul următor. Domnul mi-a zis iarăși, vestește toate cuvintele acestea în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului și zi. Ascultați cuvintele legământului acestuia și împliniți-le. Amin. Este întotdeauna frumos să stăm în prezența cuvântului lui Dumnezeu și să ne bucurăm de frumusețea acestui cuvânt. În seara aceasta, cuvântul Domnului ne cheamă pe toți la slujire. Și de aceea mesajul meu se va intitula Autoritatea slujirii înaintea Domnului. Autoritatea slujirii înaintea Domnului. Și uitați-vă la trei lucruri pe care le observăm în acest verset 6 din Ieremia 11. În primul rând, proveniența slujbei fiecăruia. De unde vine slujba fiecăruia? Ce Domnul mi-a zis iarăși. De la Domnul era cuvântul pe care trebuia să-l spună Ieremia. De la Domnul este slujba pe care o avem fiecare. Nu este împărțită de oameni. Chiar dacă se face prin biserică și prin slujitorii bisericii, slujirea noastră vine de la Domnul. E un har pe care ne l-a dat Dumnezeu, e un har cu care ne binecuvintează Dumnezeu. De aceea, încurajez în seara aceasta pe cei ce ne ascultă, pe dumneavoastră cei prezenți, pe dumneavoastră cei de la internet, să ne deschidem mintea și inima și să ne întrebăm ce slujbă mi-a încredințat mie Dumnezeu. Și știind că originea ei, proveniența ei este de la Dumnezeu, lucrul acesta ar trebui să ne motiveze să nu stăm nepăsători, să nu stăm neroditori și să nu stăm departe de a umbla înaintea Domnului în ascultare, de a-L binecuvânta cu închinarea noastră și de a-L sluji cu toată inima noastră, pentru că merită Domnul să fie slujit și merită Domnul să fie ascultat de oameni ca noi, care am cunoscut mântuirea. După ce ne arată proveniența slujbei fiecăruia, cuvântul Domnului ne arată perimetrul slujirii. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Vestește toate cuvintele acestea în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului. Este o zonă în care fiecare trebuie să lucrăm. Un perimetru în care trebuie să acționăm. În primul rând, așa cum va spune și Iisus Hristos, când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Se începe lângă casă, apoi tot mai departe și tot mai departe, până unde îngăduie Dumnezeu să ajungem, până unde ne trimite Dumnezeu. Pentru că perimetrul slujirii înaintea Domnului poate să fie deopotrivă mic, limitat pentru fiecare dintre noi, ori poate să fie foarte larg. Partea esențială este ca tu să-ți cunoști zona unde te-a pus Dumnezeu să lucrezi. Dacă nu ne cunoaștem zona unde ne-a pus Dumnezeu să lucrăm, s-ar putea să ne trezim că suntem ca unii care ne amestecăm în treburile altuia. Și lucrul acesta nu este bine primit înaintea Domnului și nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Este uimitor să te duci să dai sfaturi unui om care are o slujbă și pe care tu n-ai făcut-o niciodată. Și să-i spui, uite așa trebuie făcută slujba, uite așa trebuie predicat, sau uite așa trebuie cântat, sau uite așa trebuiește dăruit, uite așa trebuiește făcut cu tare lucru.
Dacă ești în slujba respectivă, poți să ai idei, poți să ai gânduri, dacă nu, te pricepi devii ridicol. Devii ridicol. Aveam noi pe vremuri un conducător iubit, dacă mă mai țineți minte, se ducea în vizită la Institutul Nuclear din București și dădea indicații prețioase. Și el a fost cizmar la viața lui. Ce indicații prețioase poți să dai? Unde n-ai nici cea mai mică idee despre ce se întâmplă acolo și ce se face acolo. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul se bucură să-L slujim și se bucură să ne cunoaștem locul unde ne-a pus ca să slujim. Și acolo vom putea să fim eficace. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și a slujit aici. A slujit până și-a dat viața. Și acest aspect i-a fost în față tot timpul și de la aspectul acesta nu s-a îndepărtat. M-am uitat și astăzi din nou la acest cuvânt care, ori de câte ori îl citesc, mă uimește și sigur că mă uimește abilitatea și înțelepciunea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt cu care s-a scris cuvântul Domnului. Dacă puneți pe ecran Luca 22 cu 41, Domnul Iisus este în grădina Ghețiman, se roagă împreună cu apostolii săi și apoi spune că se retrage să se roage. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și a îngenunchiat. Dacă citești așa simplu, nu se vede nimic în verset. Dar dacă citești ce scrie de la Duhul Sfânt, profetic, Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să ne poarte poverile, să ne poarte păcatul și să moară pentru noi. Și observați-l, și dacă s-a depărtat de apostolii săi, nu a ieșit din raza morții. El a venit să moară. Și condamnarea la moarte pe vremea aceea, pe lângă răstignire, era cu împroșcarea cu pietre. Pe condamnat îl punea la o distanță de o aruncătură de piatră ca să fie lovit. Iisus Hristos nu s-a depărtat, n-a ieșit din raza morții. A stat în perimetrul acela pentru că El tocmai pentru aceasta a venit. Glorie Domnului! Și cuvântul Domnului este așa de frumos, este atât de profetic prezentat, încât când îi descoperi frumusețea, este imposibil să nu te îndrăgostești de Domnul și de cuvântul Său, de înțelepciunea Lui. Și pentru noi lucrurile trebuie să fie la fel. Stai în perimetrul în care te-a pus Domnul. Nu ieși din raza aceea, pentru că acolo vei fi efectiv. În raza în care te-a pus Dumnezeu să lucrezi, vei fi eficace. Acolo Dumnezeu îți va da biruință, de acolo vei putea culege roade, acolo vei fi o binecuvântare pentru semenii tăi și vei fi o bucurie pentru Domnul, pentru că vei împlini cuvântul Lui. Deci, este proveniența slujbei fiecăruia, este de la Domnul. Este perimetul slujbei și apoi cel de-al treilea lucru sunt particularitățile slujirii. Ascultați cuvintele legământului acestuia și împliniți-le. Ce trebuie să slujim? În cazul de față, când vorbește Domnul prin profetul Ieremia, spune: ascultați cuvintele legământului acestuia. Particularitatea lucrării voastre să fie după Scriptură. Să nu ieși din Scriptură. Vezi ce ți-a încredințat și ocupă-te cu deamănuntul de acel aspect. Dacă vrei să faci bine cuiva, fă-i binele acela bine. Fă-i binele acela să se vadă că e o binecuvântare. Dacă vrei să ajuți, ajută de așa manieră încât să se bucure cel ajutat și să te poți bucura tu înaintea Domnului, pentru că ai făcut un lucru după voia lui Dumnezeu. Fiecare lucru are particularitățile lui. Așa suntem chemați să lucrăm, după acele particularități. De exemplu, săptămâna care a trecut a fost o săptămână mare din punct de vedere profetic.
dacă ați citit presa de data aceasta. Presa a putut să vă ajute. Știrile de pe YouTube, de pe internet au putut să vă ajute ca să vă întoarceți la Scriptură. Nu că interpretăm Scriptura după ziar, nu, după YouTube, nici de cum, niciodată. Dar vestea, știrea care s-a transmis este una care să-ți spună că slujirea noastră în biserică se apropie de sfârșit. E pe sfârșite. În Israel funcționează, printre altele, o instituție numită Institutul Templului. Această instituție, în colaborare cu Sanhedrinul iudaic, care s-a constituit cu câțiva ani în urmă, deci avem din nou Sanhedrin în statul evreu, care este format din 70 de rabini și funcționează la Ierusalim. Scopul lor este coordonarea vieții religioase a lui Israel și coordonarea Institutului Templului de pregătire pentru construcția celui de-al treilea templu. Este templul în care va trebui să intre Anticrist și în care el se va da drept Dumnezeu și va pretinde închinare. Este ceea ce profetul Daniel numește urăciunea pustiirii în locul preasfânt. Vestea care a apărut și care este o pricină de bucurie pentru noi și o pricină de bucurie pentru cei ce cunosc Scripturile și mai ales aspectul profetic, este că Institutul Templului, care pregătește toate ustensilele pentru viitorul templu, ca să fie gata când vor construi templu, să aibă altarul, să aibă hainele preoțești, să aibă tot ce trebuiește acolo, ca să poată să fie un templu și să se inaugureze un templu, printre multe alte lucruri este nevoie de o vacă roșie, vacă cu păr roșu. De ce? Pentru că această vacă va fi sacrificată ceremonial, arsă în totalitate și din cenușa culeasă, din cenușa vacii roșii, se face o leșie specială care, alături de mirul, după formula pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise, deci apa, cenușa de pe vaca roșie și cu mirul sunt folosite ca să sfințească viitorul templu. Fără aceste două ingrediente nu se poate inaugura un templu. Însă este foarte greu să obții o vacă roșie. Pentru că ce însemnează vacă roșie? Însemnează exact cum se aude, să fie roșie la păr. Adică, dacă cineva zice, noi avem o vacă roșie, putem să vă donăm, să vă donăm. Se adună un consiliu rabinic și cu lupa cea mai mare, vițeaua aceasta, vaca aceasta, este verificată inci cu inci, centimetru cu centimetru. Dacă are un singur fir, negru sau alb sau gri, este descalificată. Unul singur, unul singur. Ori săptămâna aceasta, Institutul Templului, împreună cu un grup de fermieri evanghelici din Texas, după mai multe încrucișări, au reușit să producă 5 vaci roșii perfecte. Perfecte. 5, nu una. Și săptămâna aceasta au fost trimise cu avionul. Cred că au mers la first class. Au fost trimise în Ierusalim și au fost primite cu mare alai și cu mare pompă de liderii religioși ai lui Israel. Se pregătește construcția celui de-al treilea templu într-o viteză uluitoare. Dar când vorbim de templu, înainte ca să se inaugureze templu, acest templu numit biserica trebuie să meargă acasă la Domnul. Glorie Domnului! Deci timpul este scurt. De aceea Biblia ne spune slujește. Slujește. Căci proveniența slujirii tale este de la Domnul. Domnul mi-a zis iarăși, Biblia spune, perimetrul slujirii tale
Este Iuda, ulițele Ierusalimului, este casa, este vecinătatea, este unde te trimite Domnul. Dar acolo, în perimetrul ăla în care te-a pus Domnul, slujește. Și apoi particularitățile slujirii tale. Care sunt acestea? Fiecare slujire are particularitățile ei. Nu poți să predici cântând. Când cânți, cânți. Când predici, predici. Particularitățile fiecărei slujiri le știm după cuvântul Domnului și dacă ne uităm în cuvântul profetic al lui Dumnezeu, timpul este aproape, este pe sfârșite. De aceea să nu stăm cu mâinile în sân, ci să slujim pe Domnul cu toată inima, cu toată bucuria, pentru că slujirea noastră va avea un răspuns binecuvântat de la Domnul. Amin.